creator plastic al perioadei post-impresioniste, francezul Henri Toulouse-Lautrec este pictorul care a surprins atent aspectele epocii în care a trăit și pe care a analizat-o introspectiv. Deși la început de carieră, Lautrec ia contact cu impresionismul, iar alte diferite curente exprimate în arta plastică nu-i sunt tocmai străine, francezul își formează un stil original, arta sa nefiind încadrată într-o anumită categorie schematică. De altfel, despre acest aspect, pictorul venit pe lume la 24 noiembrie 1864 într-o familie aristocrată cu rădăcini vechi de secol al XII-lea în vecinătatea orașului Toulouse spunea despre sine: "Nu aparțin niciunei școli, lucrez singur în ungherul meu." Țintuit la pat o vreme în timpul copilăriei din cauza câte unei fracturi la ambele picioare, Lautrec rămâne invalid, dar viitorul artist nu disperă. Descoperă cartierul Montmartre, apoi se stabilește în atelierul celui pe care îl considera unul dintre maestrii săi, Edgar Degas, și treptat intră în etapa desăvârșirii creației sale, pe cât de originale, pe atât de ușor de recunoscută. Lautrec trăiește o vreme în exclusivitate, o viață de noapte, astfel că petrecerile nocturne, circul, cabaretele, celebra Moulin Rouge, oamenii de la periferia societății, toate acestea devin surse de inspirație pentru operele sale, dar și factori care contribuie la un trai aventuros însoțit de consum excesiv de alcool, preț de săptămâni de-a rândul dus în stabilimente răufamate. Totuși, în ultimii ani de secol XIX, tablourile lui Lautrec vorbesc despre maturizarea artistică a pictorului francez, colecționarii caută lucrările, iar critica de specialitate vorbește la modul apreciativ când vine vorba despre operele celui care era fiul contelui Alphonse Toulouse-Lautrec, Montfa.